seara asta e un eveniment special, respectiv lansăm noul număr din revista Film și avem în avantpremieră și cel mai nou film al lui Călin Petrenețăr, adică Familiar. Ca să vorbim despre el, o să o invit pe Dana Duma, redactor șef a revistei Film, și pe Mihai Fulger, tot redactor la revista Film, să vorbească împreună cu dumneavoastră și cu noi, cu câțiva membri din echipa filmului. Mersi. Da, deci hai să spunem întâi cine sunt invitații noștri. Deci sunt actorii principali din filmul nou, din noul film al lui Nețăr. Domnul Emanuel Pârvu, lângă mine, rolul fiului. Ana Ciondea, în rolul mamei. Și Victoria Moraru, în rolul soției. Vă reținem puțin atenția în legătură cu noul număr, dar în vremurile astea în care nu s-a prea lucrat, reviste nici nu au prea ajuns pe la chioșcuri și nu știu ce, pentru că nu s-a lucrat. În general, după cum știți, și astăzi e zi liberă, dar în fine, se pare că în unele chioșcuri este, în special In Medio și la Express. Deci dacă vreți și am lăsat și am să mai las câteva la casă aici. Deci cine vrea să mai ia, există aici. După cum vedeți pe copertă, una dintre intervievatele noastre este Ioana Bugarin și ne mândrim că avem un interviu amplu realizat de Mihai Fulger cu Marian Crișan despre nou său film War Boy. După cum vedeți, Familiar ocupă deci coperta 4 a revistei și e într-adevăr primul film important lansat pe anul acesta. Unii spun că n-a fost un an, cine știe ce, 2023, că în general ne-am îndepărtat în vine de formula aceea care aducea deci lauri internaționale. Eu nu cred, eu cred că suntem pe cale de a ne diversifica și acest film a avut premiera mondială, de fapt, la un festival într-o țară nu, în nordică, nu-i așa? Da. Se poate categoria, totuși. Da. Deci, în țară, totuși, filmul va fi oficial lansat abia vineri. Deci, noi suntem aici în plină avant-premieră. Avem printre noi și câțiva membri ai redacției pe care aș vrea să îi și prezentăm împreună cu titlurile lor în componența redacției, cum este cazul domnului Alex Orian, care e pe aici și care este DTP-ul nostru, deci el asigură deci ilustrația și grafica. Și avem autorii unor texte, îi voi menționa în ordinea în care îi văd în sală. Luminița Comșa, deci, care are rubrica Sala de Cinema, Dinu Ian Nicula, care a scris o mulțime de texte la numărul acesta, inclusiv vine că cronici de filme, Festival Reports, ai vreo trei, cred. Așa, e Valeriu Căliman, care are rubrica Agenda Multimedia. Îl văd și pe domnul Călin Stănculescu, undeva pe la mijloc, ne face semne cu mâna, pe cine n-am menționat. Da, deci numărul are ca interes, dacă sunteți fani Gopo, un mini dosar Gopo 100 în care încercăm să spunem altceva decât s-a spus în tot acest an în care s-a sărbătorit deci centenarul Gopo și chiar am descoperit că erau singurul autor român care a făcut filme despre AI, despre inteligența artificială și formele ei în fine, mai poetice sau mai amenințătoare. Deci și în filme de animație, dar și în filme de ficțiune.
L-am uitat pe domnul Nic Cara, care ne face poze și acum. Domnul Nic Cara e alături de noi și în momentul ăsta deci face poze. Și să ne spune dacă a mai scăpat pe cineva, că n-am observat pe cineva de la... Mă rog, care are deci, contribuție în acest număr. V-aș mai semnala deci, un lucru important pentru, și pentru noi și pentru România, cred. De la acest număr vom avea un deci, colaborator permanent, pe domnul Fabien Beaumont, de la revista franceză deci, Pozitiv, care după Martin Scorsese este cea mai importantă din lume. Și el scrie despre două filme românești noi. Scrie despre Puiu, MMXX-ul ăsta, 2020, și despre filmul lui Jude. Cam astea sunt lucrurile, în fine, mai marcante. Mihai, dacă am scăpat ceva, spune tu. Întotdeauna măricile celor mai recente premiere. Da. Și cele mai importante festivaluri din țară și din străinătate. Și cam asta ar fi. Plus rubricile deja menționate. Da, interviurile sunt mai ample ca altă dată și merită absolut citite. Ei, și acum să trecem la film familiar cu care vă sfătuiesc să deveniți familiari ca să fac un banc, în fine, ieftin, ca să zic așa. E un subiect foarte interesant, probabil că lumea a citit deja, că este un film care discută deci, problema relației cu securitatea a unor oameni care au emigrat în partea a doua a anilor 80. Nu e lipsit de importanță că unii sunt sași. Deci e și o chestiune legată de faptul că Germania trebuia să plătească, în fine, sau familiile care înlesneau emigrarea unor cetățeni de la noi trebuiau să plătească, dar filmul e de fapt foarte interesant și pentru că e un film autoreflexiv. E un film despre un regizor jucat de Emi Pârvu, regizor care face un film despre propria lui familie și care vrea cu tot din adinsul să afle adevărul, dacă au făcut compromisuri sau nu pentru a obține aprobarea să plece. Deci asta motivează foarte mult narațiunea și vă asigur că filmul are un ritm vine extrem de susținut și o tensiune psihologică care nu încetează aproape deloc, nu? Aș începe prin a vă întreba pe toți trei ce a însemnat pentru voi ca partitură, în primul rând, acest film. Emi Pârvu, dacă știți, el funcționează de două părți ale camerei. Deci când e actor, când e regizor, a făcut Marocco, de exemplu, a luat anul trecut un premiu Ucin cu el, dar îl știți și din alte filme, ca de exemplu din filmul premiat cu premiul criticii anul trecut, nu? Da, Miracol. Exact. Ce a însemnat ca partitură? Bună seara, în primul rând bună seara și îmi pare bine că încă la Cinematecă există atât de mulți oameni. E o surpriză atât de plăcută și... Mai tare. E o surpriză atât de plăcută și e foarte frumos că sunt atâția oameni și mă bucur. Am văzut în sală pe doamna Manuela Cernat, pe care vreau să o salut, pe domnul Costel Cașcavalie și partea TIF-ului cu noi, doamna Cătălina Lundușoi. Bună seara la toată lumea. Văd foarte mulți oameni pasionați și importanți din cinema care sunt aici și am ținut să-i salut. Cred că asta m-a ajutat foarte mult, faptul că am funcționat, adică am folosit mult din memoria afectivă, angoasele când faci un film, temerile, faptul că vrei să renunți tot timpul, să nu mai faci nimic, să îl lași în pace. Asta mi-a folosit. Partea cu relația cu mama a fost mai dificilă pentru că
eu mă înțeleg foarte bine cu mama mea și mă înțeleg foarte bine și cu Ana Cionte. Și atunci, și atunci acolo am avut foarte multe lucruri și am avut multă nevoie de ajutorul lor. Cred că pentru mine partea cu emigrarea a fost foarte secundară, aș putea spune, extrem de secundară, pentru că dacă maica mea ar fi făcut o crimă, dacă ar fi furat, dacă ar fi încălcat orice normă morală la care eu aș fi, eu ca adult, că în film totuși am aproape 50 de ani, cum spune filmul. Mulțumesc, așa spune filmul, eu n-am. Mulțumesc frumos. Mai tânăr cu 10 ani. Da. Și cred că căutarea adevărului, așa cum ați spus, exact. aia este esențială în partitura pe care am primit-o de la Călin. Și am avut foarte multă nevoie de sprijinul lor. Și cred că de aici o să predau ștafeta colegii mai tinere. Ane. Mulțumesc, am simțit. Bună seara. Da, această partitură a fost și pentru mine un fel de lovitură în plex, un fel de șoc, pentru că am citit scenariul și mi-a plăcut foarte mult. Am mers la casting, am avut emoții ca la debutul meu în timp, care urcă în timp. Și mi-am dorit să-mi spună regizorul că sunt Valeria, personajul din film. Am primit această confirmare și am început un fel de nebunie de muncă în care știam, simțeam că acest personaj nu îmi seamănă mie. Nu am niciun fel de legături cu situația din film. Și a trebuit să adun în mine, în primul rând să adunăm informații pur și simplu și după aceea acele informații să devină vii, să fie conținute, să fie credibile prin fiecare nuanță, prin fiecare vorbă spusă de personajul meu. Și da, am trăit aceste momente de repetiții, am avut privilegiul acesta de a repeta ceea ce este pentru noi, pentru mine ca actriță când fac un rol în film, este esențial. Și am avut acest timp de repetiție în care, da, cu Emi mă cunoșteam și am lucrat chiar în 3 scurte ale tale și trebuia să avem o altfel de relație decât a avuseserăm până atunci. Pe Vicky am cunoscut-o acolo, pe Iulia Lumânare, dar și pe Călin Nețăr, pe care nu-l cunoșteam. Știam și văzusem filmele. Să nu vorbesc prea mult. Aia. Și cum spuneam, e un personaj pe care mi l-am dorit și am simțit că e ori-ori. M-a făcut să nu dorm câteva nopți și vreo 200, da? Și am început lucrul și din afară și dinăuntru, pentru că așa s-a cerut. Mi-am schimbat și culoarea părului și kilogramele și mai multe lucruri și am trăit cum spuneam, într-o nebunie, în ghilimele, bineînțeles, căci încet, încet deveneam noi o familie la repetiții, cu alte relații, cu alte priviri și am avut din partea lui Emi și priviri ostile și m-au... De la film. Da, de la film și zile în care nu vorbea cu mine. Da, le-am luat pe toate în plex și am mers mai departe. Restul... Restul e tăcere. E foarte greu când trebuie să urăști pe cineva, e foarte greu să te bați pe spate și pe urmă la motor acțiune să-i spui toate lucrurile cu toată ura, cum să se vadă. Eu n-am putut să funcționez niciodată și nu cred, adică de-aia îmi plac repetițiile pe care le fac, le practic și eu când sunt de partea cealaltă. Cred foarte mult în repetiție și cred foarte mult că e foarte greu să faci așa. Acum asta așa, acum asta așa. Eu nu funcționez așa.
Și atunci... Ana ar fi putut să ne, să ne spună și despre diferența dintre modul de lucru al lui Cristi Puiu. Da, e o că a lucrat la Sisiera Neva și din câte știu eu și el repetă la sânge. Da. Așa. Și a domnului Nețăr. Deci poate el încurajează mai mult improvizația, nu știu. Despre domnul Nețăr, nu știu, așa. Pentru mine așa sunt diferiți, rolurile deja sunt foarte diferite în cele două filme, rolurile pe care le-am avut eu, și ei sunt diferiți, angoasele sunt diferite ale acestor, din punctul meu de vedere, ale acestor doi regizori. Raportul cu fiecare repetiție și cu fiecare lucru câștigat în repetiție este altul al fiecăruia. De exemplu, Călin, în Nețăr, în momentul în care l-am cunoscut, am avut, mi s-a părut că e un om foarte, foarte cald, foarte drăguț, foarte... Are și el un cameo, apare puțin și el în film, foarte da, puțin. Da, da, foarte, foarte atent. La Cristi Puiu am avut tot felul de sentimente, ba, într-o zi eram foarte fericită că sunt acolo, în altă zi mi-era greu să vin la repetiții, pentru că ștacheta era foarte suspusă și pentru că voiam și eu să livrez la modul la care să văd o licărire de bucurie acolo în ochii regizorului. Și da, cred că se știe că nu e simplu pentru actori. Da, spune multe. Da. Victoria e mai nouă în cinematograful nostru, n-are deocamdată roluri multe, are și în Tigru ceva, nu? Într-un film mai nou, nu? Da, e un rol special. Dacă vrei să ne răspui și tu, cum ți s-a părut, deci, partitura de la care ai plecat? Bună seara! Mă bucur foarte tare să fiu aici și parte din film și aici cu dumneavoastră în seara asta. Eu, spre deosebire de colegii mei, am simțit o asemănare destul de puternică cu personajul. Încă de când am citit prima oară scenariul, înainte să merg la casting, am simțit destul de multe asemănări și din prisma experienței personale, dar și din felul în care reacționează emoțional personajul. Și de aici am lucrat împreună cu Emi, cu Iulia, cu Călin, să ajung la ce era scris, nu neapărat doar la intuiția mea. Eu aș mai spune doar că alegerea Anei Ciontea a fost pentru mine o bilă albă și pentru Puiu și pentru domnul Nețăr, care a mai făcut un film despre relația asta tensionată mamă-fiu, care i-a adus un urs de aur, nu, la Berlin, deci poziția copilului, iar eu am o legătură, ca să zic așa, specială și cu filmul și cu Nețăr, pentru că primul interviu făcut de mine în revista Film în 2013 a fost cu interpreta mamei din poziția copilului, regretata Luminița Gheorghiu. Deci, și ai răspuns bine când cineva te-a întrebat. Tu, evident că ești altcineva, ai altă biografie, dar relația, deci, tensionată, mamă-fiu este. Da, este și am căutat în mine aceste resurse, iar performanța Luminiței Gheorghiu m-a impresionat și pe mine și mai mult decât atât, Luminița Gheorghiu este o actriță pe care am iubit-o și pe care am admirat-o întotdeauna. Dar când m-am văzut față în față cu acest rol, primit de la când Călin Nețăr a optat pentru mine, presiunea mea s-a, accentul presiunii mele s-a mutat pe ceea ce am de făcut. Și nu m-am mai gândit pentru că... Și personajul tău are altă strategie. Se face ca uitat, că are altă treabă. Nu intră în polemică cu el. Adică este abordat altfel decât... Da, e mai diplomată, ca să zic așa. Am fost foarte invidios pe Vicky la o...
La filmare a fost foarte invidios pentru că ea a filmat în Singapore. Acum să nu dăm spoiler. Da, vreau să vă spun că Emi Bârvu face într-adevăr o compoziție, pentru că întâmplarea face că îl știu de mai multă vreme și e un om extrem de blând, nu seamănă cu eroul pe care îl joacă. Și dincolo de asta, el, cred că nici nu știe, i-am cunoscut mama. Am publicat-o într-una din cărțile mele vechi și e exact cum îți zice el. O mare doamnă și un model, ca să zic așa, și de abordare a culturii, nu? Da, am avut o relație foarte bună cu familia și atunci am fost foarte, spre deosebire de ce o să vadă oamenii în film, acolo sunt niște relații. Aducând vorba de Luminița Gheorghiu, acolo era ceva atât de presant făcut și cred că personajele erau oarecum puțin invers. Călin a pus obiectivul un pic invers acolo, acțiunea era foarte mult centrată pe vinovăția mamei, aici foarte mult centrat pe vinovăția copilului, adică e oarecum o cruce, o îmbinare în cruce făcută foarte, foarte la într-un arc de peste 10 ani, a mutat perspectiva în aceeași relație, pur și simplu a mutat perspectiva de la mamă către sine, e o chestie făcută, o oglindă, o analiză făcută foarte, foarte frumos de Călin. În toată chestia asta, sper ca oamenii să vadă paralelele din cele două filme și tipul de analiză într-o estetică oarecum similară, folosită și e preferată de Călin, genul de abordare acolo. Stilistica narrativă acolo la montajul Danei Bunescu, pe care s-o menționăm, este intervențiile ei pe partea estetică au fost senzaționale, adică are niște oglinzi, niște dualități fantastic găsite și elementele la care a lucrat cu Călin au fost foarte bune. Cred că e mult de văzut și îmi pare foarte rău că o să facem altă dată întrebări, pentru că e foarte frumos de vorbit după, dar sigur o să ne vedem și o să vorbim în alte părți big time când o să fie cald afară. Eu mă pregătisem o întrebare și în legătură cu relația dintre experiența voastră din teatru și cea din film, mai ales că domnul Laurențiu Damian are un text pe care nu l-am menționat încă și care chiar așa se cheamă, cât teatru e în filme sau invers, cât film e în teatru, și își cere foarte multe scuze, dar are pneumonie și n-are voie să iasă din casă pe acest frig. Altă dată a fost cu noi și sper să mai și fie și... Dacă vă vedea, Laurențiu, îmbrăcat așa. Îi scotea haina și ți-o dădea ție, da. Cred că e foarte... Abordarea, din punctul meu de vedere, a fost foarte... E foarte delicat. În momentul când apare regizorul și vezi că... sau simți că va fi parte din dublă, raportarea devine... clasicul film în film, să vedem, adică raportarea meta la o chestiune pe care încercăm să o construim, și atunci devine ceva foarte delicat de abordat din punct de vedere actoricesc, că e foarte greu. Revin la chestia asta. Acum stai așa, ce sunt? Revin la statutul de actor, rămân în continuare în Dragoș ăsta pe care l-am încercat să-l caut 5 luni și intervenția a fost lucru pe care o să-l vedeți în film, noi nu vorbiserăm. Nu a fost stabilită. N-a fost repetată, m-am trezit cu el în cadru. Am simțind că n-a spus nimeni stop, de obicei doar regizorul spune stop. Nu știam, stau, tac, las în pace. Am văzut că obișnuit cu, adică totul se întrerupe când se spune stop. Au stop pe platou și lumea e relaxată. Ne auzim cuvântul cheie, cuvântul magic. Să vă uitați la fața Iuliei, vă rog eu, când o să-l vedeți pe nețăr pe ecran la început,
Eu sunt cu spatele. Lasă-mă spoiler. Se referă la vă rog eu, lumânare. uitați-vă la fața lui Lumânare. Lasă-mă, lăsați-mă pe mine, că eu sunt cu spatele. Deci vine Nețăr și când apare acolo, uitați-vă la fața Lumânare, că nici ea nu știa. Ea că i-au scris scenariul, nici ea nu știa și Lumânare e așa. Acolo, că nu a apărut deodată. E, a și rămas în film și lucrul ăsta e îmbucurător pentru că are trei treceri pe care o să le sunt ferm convins că o să le observați, care închid povestea. A fost o chestie dură și o să mă leg, o să dau înapoi microfonul la Vicky și la oameni, pentru că cred că ce a făcut Călin acolo a făcut o formă foarte bună de colaborare între actori, reușind în niște luni de zile să transforme niște chestii. Și cred că asta, transformările au fost foarte delicate, alea fizice au fost grele, alea psihice și mai grele. Și atunci, zine Vicky. Poți să dai spoilere, stai liniștit. Era întrebarea de film și teatru și cred că ala începe. Deci întrebarea era dacă experiența din teatru v-a ajutat în compunerea personajelor. Asta e întrebarea. În mod normal așa ar fi trebuit să fie. Dar am și eu o natură nerăvașă care nu, în ciuda faptului că am o experiență, în fața fiecărui rol am un fel de încep de la zero, am un fel de teamă, nu cumva ceva din ce am făcut în teatru sau în film să fie adus, să semene. Și atunci îmi place să lucrez în așa fel încât să descoper în primul rând pentru mine lucruri noi. Și aici aveam, slavă Domnului, de descoperit o grămadă de lucruri și de trăit o grămadă de senzații și de situații, pentru că personajul sursă, personajul cel care e sursa de inspirație în scenariu, chiar îmi oferea o cafea, chiar lucram la o secvență și apărea o adevărată mamă care mă întreba dacă vrei un cafea? Și în secunda aia îmi dispăreau toate valorile și pe Vicky, da. Pe Vicky mai mult, da. Și da, undeva poate că ajută această experiență, dar cu o siguranță a instrumentarului. Adică da, domnule, eu știu să spun replici, uite. Nu mă văd în asta. Nu. Eu nu sunt disperată de fiecare dată să știu că ating acea autenticitate. Mă și obosește acest lucru, sincer, pe mine. Știa, da, sunt așa făcută, asta e. Aceeași întrebare, Vicky, da. Eu nu am experiență în teatru atât de multă. N-ai jucat? Nu, sunt. N-ai prea jucat? Nu. Sunt la master la facultate acum. Am înțeles. Ok. A jucat într-un film cu Colin Farrell, ca să vă deschid interesul față de ea. Nu, și face un rol memorabil, ceea ce nu e puțin lucru. Mihai, dacă vrei tu să întrebi ceva. Da, ca să nu mai dăm spoilere, cum spuneați. Și pentru că până la întâlnirea cu publicul urmează, mai sunt două zile, deci practic poimine va fi premiera de gală. V-aș întreba cum a fost prima întâlnire cu un public festivalier internațional, respectiv cu acela de la Tallinn, de la Festivalul Internațional Black Nights, festival de categoria, cum spuneam. Cum a fost acolo? Zi, Vicky, că ai fost acolo. Am avut un public foarte încântat la Tallinn. Au fost chiar oameni care povesteau experiențe similare în sală. Doi domni nu se mai opreau din povestit și erau foarte emoționați după film și au spus că li se pare un film necesar. Și pentru mine a fost o surpriză, pentru că chiar mă întrebam dacă oamenii care nu sunt din România o să empatizeze atât de mult cu filmul. Și din punctul meu de vedere a fost foarte bine primit filmul la Tallinn.
Doamna, te rog. Subscriu, subscriu și mi-a plăcut foarte mult atmosfera în cele câteva zile pe care am simțit-o la Tallinn. Locul, țara, oamenii mi-au plăcut și atmosfera vie a acestui festival și faptul că clocotea de interes pe toate planurile. Mi-a plăcut foarte mult. Iar la proiecția noastră, într-adevăr, a fost o calitate a ascultării și a vizionării fantastică și intensă. Așa am perceput-o eu. Au înțeles nuanțe chiar subtile pe care le-am avut în film. Și a fost foarte interesant. Eu care nu am prins foarte multe festivaluri internaționale din cauza vârstei și pentru mine a fost așa ca o baie extraordinară. Cred că fiind o țară, a fost Uniunea Sovietică, ceva din lucrurile din începutul filmului, Licălin, ceva le au găsit și ca să facă același banc ieftin familiar. Au găsit și ei chestia asta acolo și a fost un sentiment copleșitor pentru că sala era foarte mare, adică sala era o sală de între 800 și 1000, dar care n-avea 800 și 1000 pentru că avea fotolii. Avea undeva în jur de 650 pe acolo, până în 700. Calitatea proiecției și calitatea sunetului. Ca la noi. Și atunci e un sentiment pentru că simți ceva din... Nici ei nu s-au spart de mâncând, nici mai știu când s-au spart de mâncând, să zic, 91, de la Pacu. Da, ei au ieșit foarte greu din Imperiul Sovietic. Am văzut un documentar, da, da. Cum erau loviți cu patru puști în cap de soldații, da, 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 da. Sovietici. Ei s-au depărtat. S-au depărtat. Oamenii încă vorbesc rus, unii dintre ei vorbesc rusă pe stradă, ei ca societate... Și mai se mulți ruși în Estonia. Da, 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 și în schimb ei ca societate s-au depărtat, s-au dus foarte mult spre țările nordice, adică nu mai sunt baltice, sau să văd deodată toți nordici și bine fac, pentru că sistemele sociale, educația, sanitarii, sănătatea, tot ce e pe acolo, n-are nimic de a face cu Uniunea Sovietică. Nimic, este totul e nou, totul e... Și n-am văzut, mașinuțe prima dată, mașinuțe de, din astea de Glovo, cu mașinuță. Adică, practic, ăștia care... La noi cu bicicleta, da. Cu bicicleta, dar n-o să mai fie aceste slujbe. Adică e prima oară când am luat contact pe de-a bunelea cu inteligența artificială. Am văzut-o în fața ochilor mei, țin minte mașinuța de... Deci aia care livra acum, în loc să fie un român care merge cu gozdanul în spate, era o mașinuță cu antenă și cu cameră, m-am oprit, s-a oprit și ea, s-a uitat la mine, stătea la semafor, stătea traversa la verde, avea senzori, mergea pe pistă de biciclete, că au piste de biciclete, știi? Și asta e o cheie, asta. Și asta e un pas spre realizare și mergeam cu mașinuța, vine la casă, pac, deschis sacul, e comanda. Deci, dacă o să ajungă și la noi în 40 de ani, e ok. Și noi o să prindem. Cred că mai repede totuși. Da, sperăm că mai repede. Lucrurile, uite, cinema a ajuns.